întâmplător avem piesa asta. O avem pentru că Marilisa este la telefon cu noi, care deține una dintre cele mai tari florării din România și are și un Ferrari, așa că bună dimineața! Bună dimineața! Neața, draga noastră fiind prima zi de școală, am zis să sunăm direct la sursă, să întrebăm care sunt florile alea care sunt cele mai cumpărate astăzi în prima zi de școală și buchetul pe care știi că dacă îl cumperi, te ține minte, profa. Păi... foarte căutate la început de an școlar și la sfârșit, întotdeauna în perioada școlilor, sunt florile mai micuțe, mai ușurele. Părinții întotdeauna vin și spun, vrem un aranjament frumos, dar să aibă cumva copilul cum să susțină de o tortiță de ceva ca să nu rupă, ca să nu ajungă cu el mult. E foarte important să știi. Ai altă poveste. Dar zi-ne așa, cam ce flori ai vândut astăzi? Cel mai vânzarea pentru școli întotdeauna este înainte cu o zi, adică ieri. Părinții vin seara, în mod special, la seara am avut părinți și la 1 noaptea, rătăciți, care uitase să cumpere flori pentru copii. Și au venit și au zis că eram pe pas de plecare, haideți, vă rog, că nu putem să trimitem copilul fără flori la școală mâine. Da. Și bineînțeles că nu refuzăm niciodată clientul. Ce frumos. Și bineînțeles că, na, fiind obișnuiți cu cluburile și tu la 1 noapte trezirea era... Nu te contrazic. Era începutul. Marilisa, cam cât costă un buchet de flori frumos cu care să impresionezi un profesor? Cam între ce sume așa ne învârtim? Un buchet de flori frumos nu este neapărat, nu trebuie neapărat să fie mare ca să fie frumos sau să, știu eu, să conțină foarte multe flori. Dacă florile sunt proaspete, cum știți întotdeauna că le găsiți la mine, yes, și aranjate așa frumos și delicat, cu siguranță orice profesor se poate bucura. Am avut și buchete și aranjamente la un preț de 50, între 50 și 70 de lei, dar am avut și părinți care au cumpărat buchete de oferit la 200, 300 de lei, am avut și la 500 de lei. Care e? Asta vreau să te întreb. Cel mai scump pe care l-ai vândut? Cel mai scump pe care l-am vândut este pentru doamnă directoare, 1500 de lei. Wow! Mamă, dar ce doamnă directoare? Bine, nu ne dea. Ce părinți, de fapt, lasă. Cred că o doamnă directoare foarte iubită, da, și niște părinți foarte darnici. Habar n-am. 1500 de lei, mamă. 1500 de lei, cel mai scump buchet de flori vândut astăzi pentru o doamnă directoare, vezi? Dar oricum, na, și Ferrari-ul ăla al tău trebuie să fie chiar curios cum se aude vârgi radio. Da. Na, îți faci treaba cel mai bine. Știe toată lumea asta, dacă veți flori la Marilisa. Puteți să o căutați și pe Instagram. Cum ai Instagram-ul, draga noastră? Floralisa Boutique. Yay! Floralisa, ce drăguț! Și când e vorba de flori, știți că o avem pe a noastră aici pregătită să ne dea toate informațiile necesare. Deci găsim buchete și la 50 de lei. Foarte frumoase, bine, de la tine nu este vreun buchet, să nu poți să zici asta. Sunt așa frumoase ca mine, hai să fie un pic. Ești foarte frumoasă, asta vorbeam mai devreme, să știi, dar am zis pe off că na. Mulțumesc mult. Te pupăm, Marilisa. Te pupăm, zi minunată. Vă pup, la fel, sunteți minunați. Succes. Ai, ce drăguț. Uite, mă, 1500 de lei, Andrei, wow. Exact, m-am simțit... M-am simțit cum se simte Codin, știi, când zice nota aia de plată de la... Da. Din club, cea mai scumpă, 1500 de lei pentru un buchet de flori, într-adevăr, e ceva. Sunt curios cum arăta oare. Uite, Adrian ne spune, sunt convins că acel copil de acelor părinți care au cumpărat un buchet în valoare de 1500 de lei, nu e tocmai cel mai cuminte. Da? Bună dimineața! Ia!